De ce ai refuzat să lupți? Te crezi superior? Nu. Ce faci dacă ești atacat? Biblia spune să întorci și celălalt obraz. Fără armă în linia întâi este povestea adevărată a eroului Desmond Doss, un medic militar care a salvat peste 70 de oameni în timpul celui de-al doilea război mondial, fără a folosi vreo armă. Realitatea bate filmul. Așa ceva nu poate fi inventat. Mi-ar plăcea să avem aceeași tărie, convingere și curaj ca Desmond Doss. Povestea lui m-a impresionat. Am explorat povestea. Mi-au curs lacrimile la pagina 94. Regizorul filmului este Mel Gibson, câștigătorul premiului Oscar, acesta fiind primul film în ultimii 10 ani. Acest film este o completare a filmului Inimă neînfricată? Da, într-o anumită măsură, însă cred că este mai evoluat. Este vorba de dragoste, nu de război. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să îmi fac datoria în acest război și că am putut salva viața semenilor mei. Doss, cel care a primit medalia de onoare, este un exemplu viu al dragostei pentru Dumnezeu, pentru patrie și pentru soția sa, Dorothy. Te voi aștepta pentru că ești unic. Am auzit că s-ar putea să faci închisoare. Nu cred că aș putea să mă împac cu mine însumi dacă nu mi-aș respecta credința. Există o dragoste necondiționată între ei. M-a atras acest fapt pentru că dragostea lor este așa de pură și inocentă. Diferă de poveștile superficiale de dragoste pe care le vedem în ziua de azi. Știu că ai studiat mult femeile din acea vreme. Ce ai aflat? Am studiat-o mai ales pe Dorothy. Nu există multe filmări despre ea. Am văzut mersul ei elegant. Este o femeie credincioasă. Soldatule Doss, te lăsăm să mergi în focul iadului, fără nicio armă cu care să te aperi. Merge în război doar cu credința în Dumnezeu și cu Biblia sa. Cum a reușit să se apere? Exact. Asta este întrebarea. Este un mister. Nu sunt sigur dacă el a știut. După părerea mea și după modul în care Mel ne-a redat povestea, nu există altă alternativă. Este vorba de o chemare. L-a întrebat pe culme, în timp ce ceilalți se retrag, se oprește, cum vedeți în film, și îl întreabă pe Dumnezeu care este voia lui pentru el. Ce vrei să fac? Nu înțeleg. Am descoperit cu surprindere că este vorba de un personaj care a trăit. Dă-mi arma. Este târziu să exercezi acum, nu crezi? Cum a evoluat relația dintre sergentul Howell și Desmond? La început, sergentul Howell își are propria credință și convingere. Personajul meu a știut de la început că Doss e o persoană autentică, dar în contradicție cu sistemul lui de credințe. Mergem la război. Nu e bine ca cineva care nu știe să folosească o armă și să-și apere camarazii să meargă la război. Îmi place că există umor în relația noastră, spre deosebire de alte relații. Am înțeles că nu trebuie să ne cerem scuze. Am înțeles cine este celălalt. Ne uităm unul la celălalt ca într-o aventură și ne simțim bine. Mai vreau să spun ceva, fără să dezvălui prea mult. Noi ne protejăm unul pe celălalt. Mentalitatea mea îl salvează pe el și mentalitatea lui mă salvează pe mine. Ne completăm unul pe celălalt.